fenomenul spiritist de acum 100 de ani și fenomenul extraterestru de acum. Toată lumea asta și fenomenul vrăjitor, deci acești trei încearcă o alternativă la explicația biblică, la tot ce s-a întâmplat. Încearcă o explicație. Adică, în loc să fim creați de Dumnezeu pe acest pământ, am fost aduși de extraterestri. În loc să vină îngerii și sfinții să ne ajute cu rugăciuni, vin fantomele și stafiile și strigoile. În loc să cer un miracol lui Hristos prin rugăciune Maicii Domnului, mă duc la vrăjitoare. Deci sunt toate aceste trei și acolo mai fi și altele, alternative, numai să nu primești cumva revelația biblică. Orice să faci, atât acum, dincolo de faptul că sunt adevărate sau nu, înțelegeți voi? Deci, deocamdată n-am pus la îndoială că toate astea trei pot fi adevărate. Dar toate astea trei pun la îndoială, ba mai mult, neagă creștinismul, revelația biblică. Și lumea știință. Deci, ce trebuie să facă o biserică serioasă? Să le creadă pe toate patru? Și atunci Papa Francesco face așa. Știi de ce? Știi de ce? Știi de ce face el cum n-a mai făcut nimeni? Pe lângă faptul că e iezuit, mai e și Argentina. Ori în Argentina s-a creat cel mai frumos dans, care este tango. Tango. Tango însemnează, vreți să vă și spun, doi pași înainte și unul înapoi. Doi pași înainte și unul înapoi. De așa până faci un cerc. Deci, ia-o cum vrei. Papa actual, din toate punctele de vedere, merge doi pași înainte și ia-o. Unul înapoi. Lenin a făcut invers. A mers? Lenin, nu știu dacă a făcut-o din prostie sau din lapsus memorie sau un adins. Pentru că el știa de această chestie, dar când a scris cartea, a scris-o cu un pas înainte și doi înapoi. Acum ia zi, a fost un lapsus sau a fost un adins? Cred că a fost un adins. Păi dacă a fost un adins, este exact contra ceea ce facem noi. Că noi oricum mergem înainte, iar comunismul a mers numai înapoi. Și dacă nu se termina, cum zice Fatima, că aici nu mai lăsat, după 70 de ani, și cum o să se termine la anul în China. Că toți 70 de ani sunt. Deci e foarte interesantă chestia asta. Nimeni nu o spune. Deci Fatima? Păi Fatima a spus niște chestii esențiale. Dar cum v-am mai spus acum o oră, bisericile nu ne convine mesajul. Deci Fatima a zis... Biserica Ortodoxă s-a lăsat să ducă la Maglavit numai pentru miracole. La fel la Fatima oamenii să ducă azi numai pentru miracole, la Lourdes la fel. Și uită, și să facă uită, și la popor nu spun profețiile. Deci profeția prima și a doua, și a treia, sunt indirect. Stai, vreau să... Fatima. Apropo de Fatima, vreau să spun cu... China. Cu China, cu comunismul. Comunism. Vezi că asta e foarte important. Da, da. Deci, asta m-a lovit personal, că n-am apucat, m-ați întrebat atâtea, dar aș fi vrut să vă spun că exact ce m-a lovit mai rău, din toate punctele de vedere personal, exact acest aspect. Că, adică lumea occidentală, masele portugheze, nu toate, deci masele poporului portughez, spaniol, francez, italian, o parte din Germania, foarte puțin engleși, au fost înșelate deja din 1848 de după Marx, de marxism și de socialism, aveau dreptate într-un fel să se revolte împotriva statutului feudalo-capitalist și răutății autorităților bisericești. Deci și biserica, nu biserica lui Hristos, ci lumea pământească, instituția bisericii, are parte ei de vină, pentru care socialismul acesta și iubirea de Marx, și când a venit Lenin, l-au iubit și l-au adorat, și când a apărut și Stalin, l-au iubit și l-au adorat, și au transformat în idoli părinții popoarelor, fără să vrea să vadă nici cu ochii în fața evidenții că în momentul în care acest socialism și comunism s-a împlântat în Rusia în 17 și în 44 în țările noastre, a adus cea mai mare enorocire, cea mai mare crimă și cel mai mare masacru din istoria omului. Ei nici astăzi nu văd. Deci, dacă te duci, cum am fost eu, deci fugind eu din comunism, de la început eu fugeam dintr-un paradis din care n-am înțeles nimic și așa mi s-a și spus.
Deci în momentul în care de ce ai fugit? De groază, să povestești că preoți, episcopii sunt persecutați. Nu-ți permiteau și nu-ți permit nici astăzi, pentru că aceste mase sunt împânzite și azi. Deci eu ca preot, când mă duc să binecuvântez la inteligenții populația din Florența, fii atent că am zis Florența, care este cele mai, așa credeam, că cele mai inteligente popoare, nu. 80% sunt comuniști și nu numai comuniști, staliniști. În casele lor găsești crucifixul și pe Lenin alături și pe Stalin încolo. Și te duci să binecuvântezi. Ce faci? În momentul în care ai început să spui ceva contra, am devenit dușmanul poporului. M-au plâns la episcop. Iar episcopul zice, dragă, trebuie să te dăm afară și să-ți iau parohia. De ce? Ai îndrăznit? Păi stați o clipă, ce-am îndrăznit? Păi zice, dar ce sunteți și dumneavoastră comunist? Întreb eu pe episcop. Și episcopul zice, nu, eu nu sunt, eu sunt de acord cu tine. Dar dacă îți dau dreptate ție, îmi golesc biserica. Mă dau ăștia afară pe mine. Deci eu nu am dreptul să... Păi da, colegii dumneavoastră sunt în pușcării. Îmi pare rău, mă rog pentru ei în secret. Unde? La Roma! Nu la Moscova! Asta a fost impactul că l-am avut mai rău decât toate primirile și neprimirile mele în biserică și azi. Deci dacă episcopul meu în 2013 mi-a luat parohia, fii atentă că nu e 1975, deci a căzut comunismul în 90. Este pentru că în 2011, când el a venit ca episcop nou, lumea mea din parohie s-a dus și s-a plâns de mine că am vorbit contra comunismului în anii 70-80 și deci ei nu mă mai vor și să facă tot posibilul să mă dea afară. Deci așa și spus. Comunismul n-a căzut doar cu numele? N-a căzut niciodată. N-a căzut niciodată. Deci în mintea lor, în creierul lor, Lenin și Stalin, italianul din Florența, 80% din Florența, 90% orașul Bologna, care a avut cea mai veche universitate din Europa, da, degeaba, Genova 80%, 70% din Torino, nu mai vorbim de sudul Franței în întregime, și jumătate Spania. Deci ei sunt comuniști, marxiști, maoiști, staliniști, nu sunt numai ăștia normali. Atunci cum să te miri când nenorocitul ăla de neamț astăzi s-a dus și a pus tămâie la statuia lui Marx? Acum, anul ăsta. De ce? Păi spun imediat de ce. Neamțul s-a născut în partea de vest a Germaniei și noi aveam o glumă, un banc. Păi sigur, Karl Marx a lăsat Germaniei două cărți. La Germania Apuseană a lăsat Capitalul. La Germania Răsărită a lăsat Manifestul Partidului Comunist, două cărți. Păi dacă boul ăsta s-a născut în partea aia, a avut Capitalul, îi convine să iubească pe Marx. Dar de ce nu s-a dus în partea asta la altă cu manifestul care zice masacrați general, asta începe. Știi asta, manifestul începe, o fantomă circulă până Europa. Frică, masacrați-i pe toți, sculați, oropsiți ai vieții. Și eu n-am voie să spun creștinului, foarte creștin, scoate pe Lenin de lângă crucifix, nu e bine. M-a dat afară din parohie. Mi-a spus-o, adică n-am alte păcate. Am mai avut și altele, că am primit refugiați și am umplut casa de refugiați. Dar i-am spus, la excelență, refugiații sunt politică de stânga în Europa. Deci ar trebui, dacă eu sunt anticomunist în materie de filozofie, sunt totuși comunist că primesc pe ăștia. Ei bine, comuniștii mei au preferat să fie de dreapta în partea asta, că nu le plac negrii. Și atunci în asta sunt de dreapta. În aia sunt de stânga. Mare importanță. Important e că au scăpat de mine. Și episcopul, cu mare evlavie, m-a dat afară și a băgat pe altul care acum dansează cu ei pe acolo și refugiații mei stau pe drum. Fatima a spus așa, pocăiți-vă, popilor, că asta de-aia nu convine, ca și la Maglavit. Popilor n-a zis așa, a zis părinților. Dacă vezi. Pocăiți-vă maicilor, pocăiți-vă cardinalilor, pocăiți-vă toți oamenii, nu mai faceți aceste păcate, că iadul vă mănâncă. Și a avut, când spunea existența iadului, păi copiii au văzut iadul. Asta a fost prima apariție. Au rămas îngroziți. Au avut această viziune a iadului, au rămas, copiii au povestit cum au avut. Prima parte a secretului este asta. Și zice, uitați acolo că mai mult preoți sunt.
Pentru că știi de ce? Dumneavoastră, sperăm că nu sunteți o mare păcătoasă, dar și de-ați fi. Sunt păcătoasă din neștiință. Sunteți, aveți multe scuze. Preotul nu are. Preot nu are. Deci, e adevărat că Biserica Catolică admite și purgatoriu, dar nu pentru preoți. Preotul și Maica intră direct în iad, are dreptate. A doua profeție. Și deci, dacă nu vă pocăiți, intrați în iad. Oricum, să mai știți o chestie. Că la marginea Europei există ceva numit Rusia. Și ăștia n-au înțeles. Ce e o femeie rea? Copiii. N-a spus Maica Domnului. Zice, Rusia. Dacă nu vă pocăiți, deci a început cu povestea asta, mai ales păcatele Occidentului, asta e, Rusia va veni și va ocupa tot pământul. Și va umple de răutățile ei și de erorile ei întregul pământ. Și consecința va fi că o groază de preoți și maici episcopi vor fi uciși. Foarte multe biserici vor fi dărâmate. Întregi popoare vor dispărea. Milioane de oameni vor fi, dar nu știau, copiii scriau, dar nu știau ce e aia. Nici nu puteau să-și imagineze că există o Siberie și gula cu Solgeniță. Nimic n-au știut, dar au scris. Și asta e în 1917, 13 mai. 13 iunie a fost de 3 ori. 13 iunie a fost cea mai mare. Până la urmă, 13 octombrie a fost ultima, că de-aia episcopul a fost să așa. Și zice, și Rusia va ocupa și dacă nu vă pocăiți, nici de asta, dacă nu îți înțeleg, ca să scăpați de Rusia, asta e incredibil. Totuși, zice, există o scăpare. Eu, Maica Domnului, mă rog la Hristos și Hristos mi-a și împlinit rugămintea. Scrie foarte frumos. Zice, Rusia va dispărea. Și comunismul, n-a zis comunismul, a zis erorile Rusiei, vor dispărea. Dacă Papa, unit cu toți episcopii, va face o simplă rugăciune de consacrare a Rusiei, unit în aceeași clipă cu toată lumea creștină. Deci trebuia să zică un tatăl nostru și să zică, îți consacrăm Rusiei, Rusia, ție, Doamne. N-a zis-o niciodată. Era așa de simplu. Înseamnă că... N-a cerut. Zice, dacă nu faceți asta, Rusia va ocupa pământ. Și a făcut. Și zice, și va fi o grozărie. Și iar începe cu popi, cu naici, cu episcopi, care vor fi omorâți și popoare întregi vor dispărea. Să știți că în Rusia au dispărut popoare întregi și la noi le-au ocupat, s-au terminat. Așa. Dar zice, 70 de ani. Totuși, va fi ca robia babilonică a Israelului. A spune printre mai multe cuvinte, nu e foarte clară, dar cine citește atent, vede. 70 de ani și până la urmă se va termina. Fă socoteala. Da, exact. Din 1918 până în 88, când era deja Gorbaciov, nu mai era. 90. La noi a durat mai puțin, vezi. Dar vezi că în Asia continuă. 49 a fost început în China. În 50 a început în Coreea. Începe să se termine. Uite, începe să se termine. Hai să vezi. Deci, dacă se termină, dacă se termină 49 în 2019-2020, încă o dată Fatima a avut dreptate. Acum cum poți să zici că nu e adevărată sau adevărată? Pentru că tu te bazezi și Maglavitul, și Fatima, și Lourdes pe niște chestii care s-au realizat și care atunci când au fost puse era o nebunie. Pentru că cine și închipuia în Portugalia în 17 că Rusia, ce era aia Rusia? Ce era Lenin la vremea aia? Nu exista. Toate astea au fost scrise, dar să vezi că nu s-a terminat. După care zice, dacă nici asta nu faceți, și începe al treilea secret, care n-au vrut să-l publice. Și l-au publicat în anul 2000, dar deja se vede că nu l-au publicat în întregime. Deci aici, în cazul acesta, marele vinovat este însuși Papa Ratzinger. Nu e numai el. Papa Voitiva este principalul vinovat, că el era papă, dar cardinalul care i-a pus asta și care a semnat și care l-a contrafăcut, că a apărut el, cardinalul, să ne dovedească nouă puținele rânduri care le-a publicat, i-a dat o interpretare cum că de fapt e o chestie din trecut și că să nu avem nicio grijă, totul s-a terminat frumos, bravo. Foarte frumos, frate, da. Deci îmi pare bine că m-a salutat, nu m-am dus ea pe mâna. Acum, dacă stau și mă gândesc, luându-le toate împreună, înțelegi? Așa. Și ce deci, stai că îți mai spun imediat că m-ai întrebat o chestie, Islam. Care e secretul? Pe însuși faptul, păi secretul este ăsta, că deci după ce termină asta,
al treilea secret povestește și sigur, din ceea ce chiar apare și din ce puținul cât au publicat, că este vorba de faptul că biserica își va pierde complet credința. Toate bisericile. Că se va termina și că Sfântul Petru și Roma va fi distrusă, în Roma va fi o grozăvie și, pe urmă, să leagă de numele Fatima, care este fata lui Mahomet. Deci, imediat după căderea comunismului, problema numărul unu a omenirii va fi islamul. Păi uite-l! Păi cum nu ți-ai dat seama? Eu de când m-am dus la Fatima și mă rugam atunci, în 77, deja am înțeles. Zic, Doamne, va cădea comunismul vreodată și pe urmă începe islamul? Atunci mi se părea de neputință. Cu neputință. Puteai să-ți imaginezi în 77 că virgulă cade comunismul și că imediat după aia, păi de ce să mă, cum arabii lui Mahomet mai ies ei afară după 1000 de ani iară? Uite că au ieșit! Uite că au ieșit! Și Fatima a spus-o un cuvânt. Numai cu cuvântul, zice Fatima. Că Fatima e fata lui Mahomet. S-a întâmplat acolo. N-a apărut la Lisabona. E incredibil asta. Și la 2 ani după aia, apare din Arhivele Vaticanului, că Arhivele Vaticanului nu are prostii de astea de care îmi ziceți. Are alte lucruri mult mai importante, care lumea nu interesează. Asta mă deranjează. Eu am asta dreptul de a intra și am citit. Și am putut citi că se închide în 39. Nu au voie, nu-ți dă după că la CNSAS. Deci tot ce poți citi până în 39, în 1939. Am citit ce am putut. Am găsit niște chestii inimaginabile. Nu mi-aș fi închipuit niciodată ca Lenin să asculte de papa de la Roma. Am 5 telegrame citite de el. Asta trebuia să o scrii, dar n-ai spus-o. Asta e o grozăvie. Stai să termin, numai să termin povestea cu Fatima, cu islamul. Păi a apărut în Arhivele Vaticanului, da, ei o contestă, o profeție de la Lourdes, în care spune toată Europa va fi ocupată de islam. Creștinismul va intra în secret. Va fi masacru general și total, dar în momentul în care va ocupa cu totul și creștinismul va dispare, se va întâmpla o minune, cum s-a întâmplat într-o noapte, tot musulmanul se va converti la creștină. Adică va ieși o altă biserică creștină, care nu va fi ortodoxă, catolică, protestantă, va fi o biserică biblică, altceva. Abia aștept. De aceea nu știu dacă se-mi pare bine că se alege praful de acest Occident liber și că vom deveni toți. Mie nu mi-e frică de ISIS. Mie nu mi-e frică de musulmani. Nu mi-e frică. Eu am avut patriarhul Ierusalimului care, ca prieten, a murit acum un an, la 99 de ani, regret. Se zicea, eu sunt părintele musulmanilor și a creștinilor, patriarhul Ierusalimului. Nu știu cum avea o chestie. Când a murit el, au venit musulmanii să-i facă mormântare. Deci iată că se poate. Și deci, asta tot legat de Fatima, vezi? Și Fatima, Lourdes, toate sunt împreună. Ți-am răspuns și la chestia cu islamul, e adevărat? Da. Zi. Are legătură cu profeția lui Nostradamus, care spunea că invazia asiatică... Se poate. Nostradamus nu e luat în serios, pentru că știi de ce? Îl poți citi în 7 feluri. Fiecare pagină a lui Nostradamus o citești în 7 feluri, dar nu o negăm. Și Nostradamus a fost un călugăr catolic. Da, știți care e culmea? Că eu mi-am luat aminte că urmă cu aproximativ, să zicem, 20 de ani, așa. Ci, am văzut un film în care se vorbea de invazia islamă în galbenă. Stai, aia e altceva. Aia va veni la anul, dar aia nu e invazie. O aștept. Asta n-am mai spus. Hai că vorbim data. Stai, un minut îți spun imediat de China. Păi dacă cade comunismul în China, se va întâmpla cum a fost cu România, că tu îmi spui mie să rămână România aici, păi ce-ți nebuni, abia așteptau să fugă. Și acum, abia aștept, că ăștia nu vin să ne facă rău ca musulmani, ăștia vin să se boteze, eu abia aștept, vreau să botez 10 milioane de chinezi, eu personal. Ce-mi place să văd pe episcopul de Civita Vechea, că nu are loc și o să-și aduc aminte. Am și eu. Trebuie să mai stăm în vorbă. Vezi. Mersi.